10 procate spuneată, N, O, interpunea pe DB și rezulta O. Da? Asta e asta. Adică, în directă, o am pe asta și rezultă N, O, pe DB. În reciproc am pe N, O, pe DB și rezultă A, O. Dar aici nu era cazul, că acolo e perpendicular. M-a avut prima directă. Bun. Distanța de la N la D. E N, O. Distanța de la N la B, D. E N, O. Distanța de la asta e perpendicular, aici. Tocmai ce-am arătat. Deci distanța... Și trebuie să demonstrăm cât e N, O. Lasă de asta să o calculăm, nu-mi interesează tare. Pe noi ne interesează să înțelegem bine. Exact. Distanța de la N la DB este drumul cel mai scurt până la DB, prin perpendicular măsura. Și nu, după ce am demonstrat, este perpendicular. Corect. Deci asta e clar, nu? Da? Bine. Și măsura unghiului format din NO cu ABC. ABC. E tocmai 90 grade. Atenție, NO. ABC. Cu planul ABCD. Pe cum e că NO cu planul ABC? Păi NO asta... E perpendicular doar pe BD. Doar pe BD? Da. Acum planul face un anumit unghi. NO pe nu? NOA. NOA, NOB, ce știți? NOB, nu, NOB e din 90 de grade. NOB e din 90 de grade. Tocmai ce m-a arătat. Și ce NOA și NOB? Păi zice așa. Că... Da, puneți ca așa, partea asta. Eu văd acum că am, în momentul de față, planul NDB. Planul NDB. Se vede planul NDB? Da. Format de dreptele acestea, ND, și cu planul bazei, deci NDB și cu planul bazei, ABCD, se intersectează după dreapta de B. Da. Două plane se intersectează, da. Acolo după dreapta. Deci, o dată, N, D, B și cu A, B, C, D, după D, B. Corect, da. La intersecția, la intersecția două plane, eu pot vorbi de unghiul dietru. Unghiul dietru la momentul ăsta, între planul de aici și planul ăsta, este unghiul format de cele două simetrane. Asta e unghiul dietru. Dacă vreau să găsesc, atenție, dacă vreau să găsesc unghiul dietru dintre planul NDB și cu ABCD, trebuie să găsesc pe dreapta comună un punct încât să ridic perpendicularele în planul NDB și în planul ABCD. Da. Și acela este unghiul format, unghiul, sau este unghiul care indică unghiul dietru, măsura unghiului acela. Din... Și unde îl văd eu? În O. Tocmai am arătat că în O pe perpendicular pe DB. Și așa. Și știam dinainte că O e perpendicular pe DB, dar O e din planul de jos. Corect. Și iată punctul deștept de pe DB, O, în care am ridicat două perpendiculare, O, N, din planul de DB. Și A, O. Și O, A, să zică de acolo, O, A sau A, O, da. Din planul ABCD. Și unghiul era din nou, A, O, N, da? A, O, N. A, O, N, ăsta e. E unghiul dietru. Unghiul dietru. Și tocmai asta mi-a cerut din măsura unghiului dintre N, O, nu, care e perpendiculară de BD, nu contează că să-l găsim între. Noi am vrut să-l simțim așa. Să simțim, da. Dacă ăsta e un. Da. Dintre NO și planul ABCD. ABC, a zis da. ABC. Nu ne zicea ABD ca să ne spartă de mână. Când zice A, A, B, C, o secundă, ABC a zis aici? Da. Da. ABC este și ABDC. Da? Dar e tot plan. Dar trei puncte ne pot trebui un plan și toate sunt în aceeași plan. Deci unghiul dintre NOA și planul ABCD este chiar asta, NOA.
Pentru că am găsit un punct pe dreapta pomă și am ridicat cele două perpendiculare. Adică ouă e punctul pe dreapta pomă, da? Și ouă e perpendiculară pe acea dreaptă și nu ouă tocmai exact. Perpendiculară pe acea dreaptă. Și ele cele două sunt în cele două plane diferite. Da. Și atunci unghiul acela format din cele două este acel unghi el. Da. Uitați-vă. Cele două plane. Da. Perpendiculare. Cele două plane se intersectează după o dreapta. După dreapta aceea. Și ca eu să găsesc măsura unghiului dietru, iau un punct de aici. Adică o perpendiculară în planul ăsta. Tot de aici, unul asta. Și unghiul dintre ele, de cele două semne drepte, este măsura unghiului dietru. Și în felul ăsta am zis, măsura unghiului dietru acolo? În problemă? Deci, asta este ascunsă problema. Deci autorul nu ne spune că știți, am nevoie de măsura unghiului dietru dintre planele N, D, B și A, D, B. Dacă nu, când ajunsese să la unghiul dietru, de aia vă zice. Probabil că nu ajunsese, dar între timp vă preda. Da, după aceea, după asta. Și fiindcă sunt niște probleme care nu sunt predatorul, da. Atunci au un problem asta. Nu pronunță unghiul. Nu pronunță unghiul. Ce? Nu se gata? Că mai există. Tot aia cu A, O, N. A, O, N. N, D, B este un plan? A, B, C, D este alt plan? Da. Să-l intensitate după D, B? Și ca să găsesc unghiul dietru, să găsesc tangente perpendiculare. Unghiul dietru, când veți vorbi, și ați vorbit de așa și îmi permit acum să spun, ca să găsiți unghiul dietru a două plane, înseamnă că cele două semne plane, partea asta, spune că treaba omoră. E pe care BD, nu? Cum? Nu, e pe BD. Da. O, pe BD. A, O, e pe BD. Da. Măsura lor e A, O, N. Măsura lor este A, O, N. Adică se referă că, deci, N, O și A, B, C, se referă că găsim latura comună și dăm două perpendiculare, ca să fie aici. Așa, și-ți alege un punct care să-ți fie de folos. Că eu puteam să iau și un punct de aici, pe nu știu cine. Dar nu mă aveam eu perpendiculare ridicate. De așa sunt ridicate. Pe N, O este în planul N, D, B și A, O este în planul A, B, C, D. Și atunci, deci, contextul de sau... Nu, nu e perpendicular pe OC, nu? Nu, O, pe... OC. Pe OC. OC. Nu, O, e perpendicular pe cine, Miruna? Pe D, B. Pe D, B. Da? Deci, acolo am o tare, clar. Și unde este punctul ăla de dreapta comună care ne face serviciu? Așa, ăla e OC. La oricum, erau mai trei puncte. Nu prea aveți un serviciu. Bun. Nu are rost să mă duc într-un alt punct, Miruna. Să zic perpendiculare aici, perpendiculare în picolo și să zic unghiul ăsta. Pe timpul câte vreme, totul mi este oferit. Am în clipa asta tot ce-mi trebuie pentru a găsi că deschizătura dintre cele două semiplane, unghiul dietru acela, e dat de măsura unghiului N-O-A. Corect. N-O-A. Am îi perpendiculare pe planul ABC. Exact. Am îi perpendiculare pe planul ABC. Da. Și MN e perpendiculare pe BC. Deci, BC este o dreaptă din față. Și
Și ea, da. Și am mână. Mână perpendiculară. Pe BC. Adică și 90 de grade. Da. Mânii perpendiculare pe BC. Și atunci se arătăm că am mânii perpendiculare pe BC. Așa. Asta e reciproca, nu? Sigur. Asta e reciproca. Deci dacă așa... Avem o dreapă perpendiculară cu plan. Sigur că așa. Și din... De sus. Din vârful. Așa, din profund, pe dreapta, după, pe o dreapta din plan pe BC. Atunci când ne odesc, asta e pe primul reciproc, am tăi. Asta e pe primul reciproc. Da? E rapid. Deci dacă așa, și așa pe deasupra, atunci când ne odesc... Și dacă mâna e prima pe a BC, mâna e pe prima pe BC, rezultă că a ne prima pe BC. A, nu e pe prima pe BC. Bun. Și calculați distanța de la A la BC. De la A la... La BC. E chiar la mână. Și distanța de la A la mână. De la A la mână. Adică mai dăgem o perpendiculară pe mână? Sigur. Adică în triunghiul ăsta A, mână, care e triunghi dreptunghic în A, fiindcă mână A a fost perpendiculară pe bani, perpendiculară pe ce dreapte care trece pe picioare. Da. Deci și unghiul ăsta e modificat, da? Da. Și are aia în clipa asta, triunghiul mână, mână și... Înălțimea. Înălțimea în triunghiul... Așa e, înălțimea în triunghiul A mână, nu știu pe jumătate. Da, zice că mână este 25, A mână 5. Nu, era mediana, totul e dreptul chiar și nu poate văzut înălțimea. O calculăm, dacă avem tot. Gândește pe două căi, dacă e bază, o înălțime, ca la catedrală, o catedrală. Da, asta, calculul nu contează, asta să înțelegeți. Dar și ideea de lucru mai departe, pentru că în cazul că ți-o dat mână, deci aria prin două căi. Baza ori înălțimea asupra 2, egal cu cateta 1, adică mâna, ori A, da. Și pe mâna ți-o dă iar? Totul da. Mai la îndemnă și apoi ce ai găsit. Da, ceasul mai bun. E 6, e 7, e 6 din 6. Gata, mai sunt câteva cărți, da. Și trebuie să mai găsit. Teorema celor de perpendiculare, deci tot acel teorema. Celor 3 perpendiculare. La revedere, urmări, și vă dorim o seară plăcută în coordinare. Nu uitați de like și share. Noi luni și marți facem. Facem luni și marți, dar venim la 5 și jumătate.